Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băcare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca el pe voi, puțin credincioșilor.